Mare sărbătoare pentru comunitatea catolică din Bijghir, comuna Buhoci, în a doua zi de Crăciun. Părintele paroh Vasile Rediu, împreună cu episcopul de Iași, excelența sa Petru Gherghel, alături de un sobor de preoți, au prezidat Sfânta Liturghie, în cadrul căreia s-au sfințit 3 clopotenoi pentru biserica parohială. Dragi credincioși, urmează Preasfințitul, va ciocni sau va, cu ciocanul, va da un sunet al fiecărui clopot, în semn că de acum înainte aceste clopote pot fi folosite pentru cultul divin al bisericii și în folosul oamenilor în scopuri sociale. Cele peste 2000 de persoane ce formează comunitatea locală au donat bani alături de Episcopie și Consiliul Local Buhoci pentru procurarea celor 3 clopote noi lucrate și aduse tocmai din Innsbruck, Austria. La orele 11 s-a pornit în procesiune către Biserica Catolică din centrul satului Bijghir, iar sutele de credincioși au cântat în cor cu bucurie la Marea Sărbătoare. Localitate fără clopote înseamnă o zonă lipsită de viață. Clopotele sunt considerate de mulți ca fiind vocea autentică a lui Dumnezeu, ce răsună favorizând sentimentele religioase, fascinând din copilărie, tinerețe până la bătrânețe viața și sufletul omului. Clopotele adună creștinii la biserică, au menirea ca prin sunetul lor să împrăștie norii grei, ploile distrugătoare, grindina ce amenință holdele câmpilor, au misiunea de a plânge morții și amintesc celor vii că sunt trecători pe acest pământ. Toate acestea au fost puse credincioșilor de către părintele paroh Vasile Rediu, cel care cu har și dăruire a renovat Biserica Sfânta Maria Îndurerată din Bijghir, iar în august 2008 a sfințit lăcașul și a consacrat altarul. La slujba de acum au participat sute de enoriași băcăoani, alături de oficialități locale, dar și alți credincioși veniți de pe alte meleaguri, care au ținut neapărat să asiste și ei la marele eveniment. Tinerii cercetași ai parohiei au oferit și ei daruri, iar apoi au cântat tuturor colinde specifice acestei perioade. Am trăit astăzi un moment deosebit.
Dragi telespectatori, mă bucur să împărtășesc această trăire împreună cu cei care urmăresc emisiunea dumneavoastră. Crăciunul este sărbătoarea bucuriei, a întâlnirii, a familiilor. Crăciunul este sărbătoarea speranțelor, dar și a curajului, pentru că Dumnezeu a avut un curaj deosebit atunci când l-a creat pe om, mare bucurie, o iubire adevărată și un curaj când a venit în lume și a făcut-o pentru ca noi să avem curaj. Adică a venit ca să ne întărească, sigur, să ne scoată din acea umbră a păcatului, să ne facă să fim demni de vocația pe care El a voit să o așeze în noi. Evenimentul de astăzi a avut o importanță mare, întrucât sfințirea unor clopote în cultul catolic este rezervat episcopului diecezan, episcopului eparhiei de Iași. A venit cu mare bucurie, a sfințit aceste trei clopote, ca de azi înainte, când vor fi ridicate, sperăm cât se poate, în prezent se lucrează la schela unde vor fi puse, așezate, vor intra în uzul bisericii și un glas nou se va auzi, nu numai în comunitate, dar pentru că au o calitate mare, bună, ele vor fi auzite din multe părți. De-a lungul timpului, la această parohie au slujit 15 preoți, dintre care 5 paroh și 10 vicari. În anul 2003, în luna septembrie, a fost numit paroh Părintele Vasile Redium. Prin grija și strădania sa, biserica a fost reînnoită atât în interior cât și în exterior. După cerințele actuale, în stil roman, s-au executat reparații substanțiale pentru înfrumusețarea lăcașului închinat Sfintei Fecioare Maria Îndurerată, toate prin contribuția enoriașilor. Toți cei care au avut fericirea să participe la acest sfânt moment de spiritualitate au plecat spre casele lor, încărcați de bucurii și bogate haruri.